Peste 10 bărbați au fost audiați până acum de poliție în baza informațiilor venite de la cetățeni care cred că l-au văzut pe pedofilul din lift. Bucureștenii sună în continuu de altfel la 112. Numărul lor s-a triplat, probabil în urma anunțurilor făcute de diferite personaje din România care oferă recompensă pentru cei care dau informații care să ajungă la prinderea acestui suspect, dar deocamdată bărbatul nu a fost găsit. Între timp, mama copiilor abuzați în lift face dezvăluiri cutremurătoare. Femeia a refăcut filmul agresiunii, așa cum i-a fost povestit de fiul cel mare și așa cum se vede în imaginile de pe camerele de supraveghere. Bărbatul i-a molestat pe cei mici aproape un sfert de oră la etajul 8 al blocului respectiv, iar acum, pentru că individul este încă în libertate, mama copiilor se teme pentru viața pruncilor ei. Polițiștii sunt în alertă și au apelat la populație pentru a-l identifica pe bărbatul acuzat de pedofilie. Sunați în continuare la 112. Pentru orice informație o aveți legată de bărbatul acesta pe care l-am tot arătat în imagini, intrăm în legătură directă cu Adrian Bujoaic, că vine cu mai multe detalii pe acest caz. Adi. Bun găsit, sunt într-adevăr mai bine de 10 persoane care au ajuns la audieri pe baza informațiilor primite în urma apelurilor la 112 sau informațiilor preluate din mediul online, pentru că sunt foarte multe informații care sunt vehiculate și pe rețelele de socializare, însă deocamdată nu s-a reușit identificarea bărbatului acuzat de pedofilie. Au fost peste 35 de apeluri în această perioadă la numărul de urgență 112, conform biroului de presă al Serviciului de Telecomunicații Speciale. Numărul lor, cum spuneai și tu, s-a triplat practic. Dacă ieri până în ora 14 aveam 13 apeluri, iată că până astăzi sunt înregistrate peste 35 de apeluri în care oamenii anunțau detalii cu privire la persoana care ar putea fi cea care a molestat doi copii într-un bloc din cartierul Drumul Taberei. Rămâne de văzut însă când aceste informații vor fi puse cap la cap de polițiști pentru ca autorul să fie într-adevăr identificat. Vorbim de un bărbat ale cărui semnalamente au fost deja făcute publice. Știm că și polițiștii au cerut ajutorul populației pentru identificarea acestui individ. De altfel, și azi noapte, inclusiv și astăzi, 300 de polițiști din cadrul Poliției Capitalei acționează inclusiv pe străzi cu poza bărbatului, întrebând cetățenii, încercând astfel să afle informații, iar aceste căutări s-au extins încă de aseară și pe județul Ilfov, pentru că există posibilitatea ca acest bărbat să fie ajuns și acolo. L-ați văzut cumva? Nu, nu l-ați văzut. Dumneavoastră unde locuiți? În ce zonă? În Bragadir. Că nu procedați cum au procedat părinții acestor copii? Vă doresc. Că dacă îi supraveghea, nu se ajungea la asemenea situație. Dacă aveți ceva informații care ne-ar putea ajuta, orice detaliu e de folos. Polițiștii îl caută de zeci de ore pe bărbatul acuzat de agresiune sexuală a copiilor de 5 și 9 ani în scara blocului și în lift. Mama lor abia reușește să povestească ce s-a întâmplat. A început să-i pipăie pe băiat, l-a pupat de două ori pe obraz și pe Alesia a luat-o în brațe, o pupa, o lua în brațe, o săruta pe gură, a pipăit-o, le-a dat drumul. Înainte de a le da drumul, iar i-a sărutat pe amândoi și i-a pipăit. I-a băgat mâna la fată când au intrat în lift la chiloței, la fund. Băiatul de 9 ani a povestit mamei că ar fi vrut să țipe, să ceară ajutor vecinilor. S-a temut însă că necunoscutul i-ar putea răni sora, pentru că o ținea urcată pe pervazul unui geam de la etajul 8. Cei doi frați mergeau în vizită la o prietenă de familie care locuia în apropiere. Tatăl copiilor s-a speriat când cei mici nu au ajuns acasă la ora stabilită. Mi-au zis că copiii nu sunt acasă, că i-a trimis de vreo 20 de minute și am zis că nici la mine n-au ajuns. Polițiștii au deschis dosar penal și îl caută în continuu pe agresor. La momentul actual, 300 de polițiști, peste 300 de polițiști de la nivelul Poliției Capitalei desfășoară activități pentru depistarea autorului. Au fost reluate activități de cercetare a locului faptei, urmare a unor informații obținute ca urmare a reaudierii sau rediscutării cu minorii. Psihologii avertizează că suspectul ar putea recidiva oricând și până va fi prins, reprezintă un pericol. Primul și cel mai important lucru, fiind că pare că are o dizabilitate fizică, cumva acest lucru este consistent cu un profil, să zicem, mai lărgit al predătorilor în general, anume că
actul lor de agresiune este într-o bună măsură o expresie violentă a frustrării și complexului lor de inferioritate. Psihiatrul Gabriel Diaconu a stabilit și profilul psihologic al suspectului de pedofilie din drumul taberei. Potrivit acestuia, bărbatul ar avea între 40 și 55 de ani, posibil fără loc de muncă. Ar locui cu o persoană de sex feminin mai în vârstă și ar avea probleme în a relaționa în orice fel cu adulții.